statul român criminal, despre mizeria din sistemul sanitar, despre carențele justiției, faptul că oamenii nu mai cred că pot obține dreptate în tribunal, problema educației, pentru că el nu a putut urma o școlarizare normală, deși era un băiat foarte deștept, deștept, cultivat, care a învățat enorm la noi. El întâi a venit la cursuri la Casa Paleologu și după aia s-a apropiat de noi, l-am îndrăgit foarte mult. Ne-a spus întâi că are o problemă de hemofilie, nu îndrăznea să vorbească despre HIV. Și se simțeam marginalizat. Noi i-am oferit să lucreze pentru noi și abia atunci ne-a spus, dar nici măcar nu ne-a spus direct, ne-a trimis un film și ne-a zis: dacă după asta mai vreți să lucrez cu voi, vedem. Și în acest filmuleț vorbea despre cum a fost contaminat cu HIV și mai o altă problemă, mentalitățile românești sunt odioase în privința asta. Acest și om a fost respins de rude, de ale lui. Este absolut odios și revoltător, adică el era atât de recunoscător pentru că ne portam pur și simplu normal cu el. Da? Deci, de-aia vă spun... Îmi puneți întrebări, evident, despre guvernul Orban, despre Iohannis, despre Barna, despre... De fapt, vă spun, mi se fâlfâie de toate persoanele astea când ai oameni care mor, da? Pentru că sunt uciși, efectiv, de statul român. Și nu numai, și aici nu vorbim doar de statul român, vorbim de mentalități primitive, vorbim despre discriminare, vorbim despre... inumanitate, pur și simplu, despre lipsă de empatie, lipsă de solidaritate, vorbim despre carența sistemului sanitar, vorbim despre carența justiției în țara asta, asta e cu adevărat important. Moartea lui Alexandru Urzicana este mult mai importantă decât toate pălăvrăgelile și panglicărelile lui Iohannis, Orban, Ponta sau cine o mai fi. Mult mai important decât orice și am primit această știre îngrozitoare la ora 9, sunt în stare de șoc în continuare, dar pe măsură ce trece timpul sunt din ce în ce mai revoltat și furios. Da? Este o imensă nedreptate. Că un om de 34 de ani moare victima statului român, n-a avut dreptul la fericire, când se îndrăgostea știa că nu poate avea o viață afectivă normală, că nu poate avea o aspirație în viață, tot timpul își gândea viața pe termen scurt. Da, este, cum să spun, îți rupe inima pe de o parte, iar pe de altă parte este revoltător. Spune multe despre societatea românească. Și cred că un președinte trebuie să vorbească despre lucrurile astea și să fie o voce a adevărului, pe de o parte, dar și o voce a empatiei. Pentru că trebuie să schimbăm ce nu merge în mentalitatea românească. Eu nu cred că un candidat la președinție trebuie să spună numai lucruri plăcute. Nu, trebuie să spună lucruri neplăcute. Și dacă nu mă votează lumea, asta este, asta e viața. Înseamnă că mentalitățile nu sunt pregătite. Da, avem o mare, mare problemă cu discriminarea și prejudecățile astea primitive față de oameni care, de fapt, sunt niște victime. Da? Ce vină avea el că statul român i-a distrus viața la 11 ani? Așa cum arată lucrurile acum și vedem tot felul de cazuri, a mai fost și cazul Caracal, care la fel a îngrozit o țară întreagă. Credeți că mai există vreo speranță pentru reformarea statului? M-aș bucura, vă spun drept, ar fi un semn de normalitate să avem aceeași emoție publică la moartea lui Alexandru Urzicana ca la moartea fetelor din Caracal. Din Caracal, da? Pentru că pur și simplu e vorba de, cum să spun, de ineficiența statului român, de faptul că statul român face rău, statul român e toxic, este radioactiv. Asta este realitatea. Eu ce fac? Aspir să devin șeful acestui stat mizerabil în speranța că îl pot schimba într-un fel. Și nu numai pe el, dar și mentalitățile care susțin, de fapt, acest lucru. Vorbim de mentalitate și de cazul Caracal. Mie nu mi se pare normal că atâta lume în România face politica struțului față de problema
prostituției. Ne facem că nu vedem. Ne facem că nu vedem că România este cel mai mare furnizor de prostituție din Europa. Și mai spunem că suntem mândri că suntem români. Păi cum să fii mândru că ești român când asta este realitatea? Dar facem politica struțului că nu e așa, noi suntem morali, dar este de fapt ipocrizie. Foarte multă ipocrizie. Multă ipocrizie care ucide. Oamenii trebuie să înțeleagă că ipocrizia ucide. Nu numai corupția ucide. Și ipocrizia ucide, și prejudecățile ucid, și discriminarea ucide. Toate lucrurile astea ucid. Nu doar corupția. Nu doar corupția este problema în țara asta. Și am și spus odată, da, fără penali. De acord cu fără penali, am semnat pentru referendumul fără penali, chiar pe 10 august 2018. Dar mai important ar fi fără proști, fără proști incompetenți care distrug vieți. Cei care l-au ucis pe Alexandru Orzicana erau niște idioți, niște proști, care nu erau în stare să-și facă meseria ca lumea. Și-au distrus vieți de oameni tineri din prostie, pur și simplu. Nu doar corupția ucide, prostia ucide, prejudecățile ucid, discriminarea ucide. Toate lucrurile astea trebuie discutate, da? Ipocrizia ucide și ea. Și cred că e foarte important ca cel puțin cel care aspiră la președinția Republicii să-și asume acest rol de învățător, cum am spus eu. Unii m-au ridiculizat. Ce se crede ăsta că ne dă nouă lecții? Eu cred că e foarte important să încerci măcar să schimbi mentalitățile, pentru că este o luptă cu adevărat important. O să spună unii că sunt ca Don Quixote, care se luptă cu morile de vânt. Ei bine, eu prefer să fiu Don Quixote decât să fiu ipocriții, să fiu unul dintre ipocriții și combinagii care lasă lucrurile să continue tot așa. Dar știți că este destul de greu să schimbi mentalități, cel da. Puțin la noi. Numai în țară. Că dacă nu începi, nu ajungi nicăieri. Vorbeați de empatie. Știu că ia timp. Vorbeați de empatia din aur și că un președinte, un viitor președinte al țării ar trebui să aibă această calitate. Are da, Klaus Iohannis... Eu nu cred că aș fi continuat un discurs citit în timp ce oamenii cădeau în jurul lui Iohannis de oboseală, căldură și așa a mai departe. A fost lipsă de empatie acolo? În primul rând, un om care nu relaționează cu publicul deloc, n-are cum să vadă ce se întâmplă în jur. Iohannis citește discursuri proaste, scrise de alții, le citește prost și pe alea. Ce să mai vadă ce se întâmplă în jur? Dar e un episod în Faptele Apostolilor, un episod foarte interesant, când Sfântul Pavel predică în Efes și un tânăr cade de pe geam. Ca doarme și cade de pe geam. Și Sfântul Pavel se duce și îl resuscitează. Uite că a dat dovadă de empatie. S-a întâmplat și Sfântului Pavel să provoace leșinul, mă rog, nu leșinul, somnul unui ascultător și după aia l-a resuscitat. Nu că l-aș compara pe președintele Iohannis cu Sfântul Pavel, dar...